Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 12. Iată principalele titluri ale ediției. Astăzi la Luxemburg se desfășoară prima conferință interguvernamentală Uniunea Europeană-Republica Moldova, o reuniune la care se iau decizii în procesul de negociere între statele membre ale Uniunii Europene. Magistratul Ion Chirtoacă nu a promovat evaluarea externă repetată pe motiv că nu întrunește criteriile de integritate financiară și etică. Anunțul a fost făcut de Comisia Preveting. Consiliul Uniunii Europene interzice accesul la 4 instituții media rusești, cauza fiind o amenințare semnificativă și directă la adresa ordinii publice și a securității în Uniunea Europeană. Astăzi la Luxemburg se desfășoară prima conferință interguvernamentală Uniunea Europeană-Republica Moldova, o reuniune la care se iau decizii în procesul de negociere între statele membre ale UE și țara candidată. În cadrul primei conferințe, statul candidat acceptă cadrul de negociere propus de comun acord de către statele membre, iar următoarele conferințe vor fi despre deschiderea sau închiderea capitolelor de negociere. Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a venit cu un mesaj înainte de conferința de lansare oficială a negocierilor de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Conferința interguvernamentală este o reuniune la care se iau decizii în procesul de negociere între statele membre ale Uniunii Europene și țara candidată. La prima conferință, statul candidat acceptă cadrul de negociere propus de comun acord de către statele membre, iar următoarele conferințe vor fi despre deschiderea sau închiderea capitolelor de negocieri. Altfel spus, prima conferință interguvernamentală reprezintă momentul solemn de începere a negocierilor de aderare, un moment istoric pentru țara noastră. La reuniunea din 25 iunie vor fi reprezentate toate cele 27 de state membre ale UE, la nivel de miniștri pentru afaceri externe sau afaceri europene, și noi în calitate de țară candidată. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministru Dorin Drecean, iar întrunirea va fi prezidată de ministra afacerilor externe a Belgiei, țara care deține președinția Consiliului Uniunii Europene până la sfârșitul lunii iunie. Șeful Biroului pentru Integrare Europeană, Ghenadie Marian, a menționat că la prima conferință se adoptă cadrul de negociere. Acesta stabilește liniile directoare și principiile pentru negocierile de aderare cu țara noastră, procedurile de luare a deciziilor în Consiliul UE, modalitățile de evaluare a implementării reformelor, dar și ce se întâmplă când țara nu progresează sau, mai mult, face regrese. Iar poziția generală de negociere este un document în care Republica Moldova acceptă cadrul de negociere propus de UE și care reflectă principiile și liniile directoare stabilite în cadrul de negociere. Secretarul de stat al Guvernului pentru Integrare Europeană, Rodica Crudu, a precizat că imediat după conferința Republicii Moldova i se va prezenta un calendar pentru următoarea etapă de screening, și anume screeningul bilateral, piatra de căpătâi pentru negocierile propriu-zise. Imediat după conferință ne va fi prezentat un calendar pentru următoarea etapă de screening, și anume screeningul bilateral, piatra de căpătâi pentru negocierile propriu-zise. Astfel, la sfârșitul acestui exercițiu vom avea o imagine clară cât de pregătiți suntem să implementăm legislația europeană la noi acasă. Acum muncim intens pentru pregătirea prezentărilor de țară, pentru a discuta cu partenerii noștri europeni în ce măsură am reușit să preluăm deja legislația comunitară și care sunt planurile de mai departe în procesul de aderare. Scopul negocierilor este ca, la finalul acestui drum, Republica Moldova să fie pregătită să-și
asume toate responsabilitățile, dar și să beneficieze de toate drepturile unui stat membru al Uniunii Europene. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022 și i s-a acordat statutul de țară candidată în iunie 2022. În luna aprilie 2023, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicită Comisiei Europene și Consiliului European să înceapă negocierile cu Republica Moldova privind aderarea la Uniunea Europeană, urmare a îndeplinirii celor 9 etape identificate de Comisia Europeană. Recent, ambasadorii țărilor membre pe lângă Uniunea Europeană au agreat de principiu cadrele de negociere pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Pe data de 25 iunie, președinția belgiană a Uniunii Europene convoacă primele conferințe interguvernamentale cu Republica Moldova și Ucraina. Etapa de după conferința interguvernamentală Uniunea Europeană-Republica Moldova va fi mai puțin formală și mai mult lucrativă. Opinia dată a fost exprimată de către directorul executiv IPIS, Vadim Pistrinciuc, în cadrul emisiunii Studio Politic de la Vocea Basarabiei. Potrivit acestuia, Republica Moldova are foarte multe capitole de negociat. În fond, ce trebuie să înțeleagă oamenii este că Moldova trebuie să-și revadă, practic, toată legislația pe domeniile de interes, de la mediu până la agricultură, justiție, economie, telecomunicații, educație și așa mai departe. Este un proces de lucru intens, dificil, fiindcă noi suntem, pe de o parte, avem un avantaj, suntem țară mică, putem repede să implementăm sau să facem anumite schimbări, dar din alt punct de vedere, noi suntem și o țară cu un aparat birocratic, fie și mare, relativ mic, comparat cu volumul de lucru care trebuie să fie făcut. Dar are cine Are cine să lucreze, dar evident că la o etapă următoare, în viziunea mea, guvernul va trebui să producă, parlamentul să voteze, să producă o reformă administrației publice centrale, fiindcă trebuie de echilibrat un pic numărul de specialiști care vor activa pe domeniile date. Vadim Pistrinciuc a mai precizat că negocierile de aderare nu sunt un subiect care poate fi delegat unui singur director. În acest proces este nevoie de implicat în mare parte toate instituțiile statului. Asta nu e o chestiune ca un proiect, dacă am făcut azi un pic, mâine un pic și gata, am terminat. Sau nu este un subiect care poți să-l delegi unei direcții sau unei secții din cadrul unui minister. Practic tot ministerul va trebui să lucreze în acest sens, fiindcă sunt două, să-i spun așa, direcții de lucru. Una e să elaborez legi, cum le spunem noi, spunem popor, pe hârtie să lucrez, dar asta nu înseamnă că doar le-ai pus pe hârtie. Avem un suport enorm, grație României, fiindcă sunt 25.000 de acte sau ceva pe care ne le oferă România. Noi, pentru cine nu știe, vorbim aceeași limbă, suntem același neam și România a făcut-o relativ recent, deci noi putem multe acte să le adaptăm, dar este și un proces foarte intens de consultări, deci tot fiecare etapă trebuie consultată cu cei la care se referă asta, asociațiile de producători, asociațiile de, știu eu acolo, oamenii, primăriile, autoritățile locale. Deci e un proces destul de sofisticat și a doua linie este implementarea. Încă nu o să meargă numai să facem anumite schimbări pe hârtie, lucrurile o să trebuiască implementate gradual, dar repede. Încă dacă noi vrem cam 7 ani de zile să fim cât de cât gata de asta, asta e o muncă enormă. Emisiunea integrală o puteți vedea pe canalul nostru de YouTube. Nu îndrunește criteriile de integritate financiară și etică, a precizat Comisia Preveting după ce magistratul Ion Chirtoacă nu a promovat evaluarea externă repetată. Anunțul a fost făcut de Comisia Preveting în contextul în care Chirtoacă s-a înregistrat candidatura la concursul pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii din rândul candidaților judecători. Decizia cu privire la evaluarea reluată va fi făcută publică doar cu acordul candidatului, care are la dispoziție 48 de ore să informeze comisia dacă acceptă sau se opune publicării. În lipsa notificării, decizia va fi plasată pe pagina web a comisiei într-o formă depersonalizată în limbile română și engleză, se arată în comunicatul comisiei.
După emiterea deciziilor Curții Supreme de Justiție din 1 august 2023 și 29 ianuarie 2024, prin care a fost dispusă reevaluarea 22 de candidați la poziția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii sau Consiliul Superior al Procurorilor până în prezent, Comisia Preveting a finalizat reevaluarea 17 candidați. Dintre aceștia, o candidată a promovat, 16 nu au promovat evaluarea reluată, inclusiv 3 candidați pe motivul retragerii din concurs în timpul reevaluării. Iar într-un caz, Comisia a încetat procesul de evaluare reluată. În prezent, Comisia desfășoară evaluarea reluată a 5 candidați pentru funcția de membru în CSM. Candidatul a fost audiat în ședință publică în cadrul evaluării reluate pe 20 martie 2024. Poligonul de tragere al Academiei Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne, unde se antrenează actualii și viitorii polițiști, va fi modernizat și dotat cu echipamente de ultimă generație. Renovările care se vor face în cadrul unui proiect sprijinit financiar de Guvernul Statelor Unite ale Americii vor dura 2 ani. Bugetul alocat se ridică la aproximativ 2,6 milioane de dolari. Potrivit MAI, actualele condiții nu mai corespund cerințelor moderne de formare profesională. După reparație, mediul pentru antrenamente se va îmbunătăți, precizează sursa citată, iar polițiștii vor putea exersa mânuirea armelor de foc, inclusiv prin simularea unor situații cu care se pot confrunta în activitatea lor profesională, de la cazuri de violență la operațiuni ample de reținere a infractorilor înarmați. Astfel, în urma remodelării spațiului, va fi amenajat un poligon de tir cu o lungime de 25 de metri, precum și un poligon de tragere virtuală. Proiectul va asigura reabilitarea spațiilor poligonului de tragere, schimbarea rețelelor inginerești, instalarea unui nou sistem de încălzire, ventilație și aer condiționat în conformitate cu standardele de sănătate și mediu. După renovare și dotare, poligonul va putea găzdui competiții de trageri la tir atât la nivel național cât și internațional. Acest proiect marchează un pas semnificativ în fortificarea abilităților profesionale ale angajaților Ministerului Afacerilor Interne. Cu sprijinul valoros al Guvernului Statelor Unite și PNUD, vom dota personalul MAI cu cunoștințele și instrumentele necesare pentru a face față provocărilor actuale și viitoare, asigurând totodată respectarea drepturilor omului și a standardelor internaționale. A declarat ministrul Afacerilor Interne. Poligonul de tragere al Academiei Ștefan cel Mare a fost edificat în anul 1983. Până în prezent, acesta nu a fost niciodată renovat capital, fiind întreținută doar capacitatea funcțională a poligonului, precizează MAI. Până în prezent au fost chestionate peste 2.300.000 de persoane și aproape 2 milioane de locuințe. La 7 iulie va fi finalizat procesul de recenzare. Până atunci, toate persoanele care nu au fost recenzate urmează să treacă prin acest proces. Biroul Național de Statistică vine cu recomandări pentru persoanele care nu au participat încă la exercițiu. Persoanele care nu au fost recenzate sunt rugate să informeze Biroul Național de Statistică prin completarea formularului de pe site-ul web oficial al BNS pentru a fi contactate de recenzor în vederea stabilirii datei și orei recenzării. În același timp, mai există linia verde la care pot apela cetățenii pentru mai multe informații. Este de menționat că sunt recenzate doar persoanele care s-au aflat în țară în ultimele 12 luni, înainte de 8 aprilie 2024 sau dacă intenționează să se întoarcă cu traiul în Republica Moldova în următoarele 12 luni, după data de 8 aprilie curent. Persoanele care mai mult de un an trăiesc în altă țară și nu intenționează să se întoarcă în anul următor nu sunt subiect al recenzării. Precizăm că perioada rămasă până la data de 7 iulie curent este destinată finalizării procesului de recenzare, inclusiv pentru efectuarea vizitelor repetate la locuințele care încă nu au fost cuprinse de recensământ, în special în municipiul Chișinău, precum și în alte localități în care încă nu toată populația a fost recenzată. Consiliul Uniunii Europene interzice accesul la 4 instituții media rusești. În opinia autorităților europene, acestea reprezintă o amenințare semnificativă și directă la adresa ordinii publice și a securității în Uniunea Europeană. Acesta prevede că, începând cu 25 iunie, Uniunea Europeană va restricționa accesul la toate organizațiile enumerate în anexa la regulamentul din 17 mai. Acesta menționează RIA Novosti, Izvestia, Rosiska Gazeta, Vocea Europei. La jumătatea lunii mai, Uniunea Europeană a suspendat emisiunile acestora, menționând că interdicția cu privire la una sau mai multe entități nu va intra în vigoare până la 25 iunie, în cazul în care Consiliul Uniunii Europene va decide în acest sens. Decizia din 24 iunie precizează că
interdicția se aplică tuturor celor patru organizații. Accesul la site-urile publicațiilor va fi blocat ca parte a măsurilor restrictive luate în legătură cu acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina. Uniunea Europeană a menționat că nu a interzis instituțiilor media menționate și angajaților acestora să se angajeze în alte activități în Uniunea Europeană care nu au legătură cu radiodifuziunea, cum ar fi efectuarea de cercetări și interviuri. Portatoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Rusia va răspunde la măsurile luate. Realizând că este inutil să sperăm la angajamentul Bruxelului UE față de obligațiile sale juridice internaționale, Moscova a elaborat măsuri de retrosiune care vor fi anunțate în viitorul apropiat, a declarat Zaharova. În mai, Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva politicianului ucrainean Victor Medvedciuk, care locuiește în Rusia, și a ziarului Vocea Europei controlat de acesta. Uniunea Europeană a declarat că publicația a fost implicată într-o campanie internațională menită să destabilizeze situația din Ucraina și din țările UE, precum și să financeze activitățile propagandiștilor și să creeze o rețea de influență asupra reprezentanților partidelor politice europene. Cel puțin 15 persoane au decedat în urma incendiilor de vegetație care au izbucnit săptămâna trecută în sud-estul Turciei. Un raport de specialitate conchide că o posibilă cauză este de natură electrică, nu arderea unei miriști, cum s-a crezut inițial. Potrivit conducerii sănătății din provincia Mardin, citată de agenția oficială turcă de presă Andalu, 3 persoane rănite în incendiu au murit în weekend, alte 2 persoane se aflau în continuare la terapie intensivă, a anunțat luni o sursă medicală. Autoritățile, care au anunțat vineri un bilanț de 12 morți, au spus că incendiul a fost provocat de arderea unei miriști și au deschis o urmărire penală. Într-un raport publicat duminică seara, aripa locală a Uniunii Inginerilor și Arhitecților Turci anunță însă că cauza incendiului nu este miriștea. În iunie 2023, un incendiu de vegetație asemănător a izbucnit cu aproximativ 20 de kilometri mai la vest. Un tribunal turc l-a condamnat atunci pe furnizorul de electricitate de DAS, pe care l-a găsit vinovat de proasta întreținere a liniilor, la plata unor despăgubiri sătenilor, ale căror terenuri au fost cuprinse de flăcări. Peste 15.000 de hectare au fost distruse de incendii în Turcia în 2024, potrivit Sistemului European de Informații cu privire la incendiile de pădure. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colegul meu, Octav Tarlapan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând! Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.